Sunt Vlad de pe Toto.ro. Vreau să prezentăm mașina de la Spectra, mai exact Spectra Xion. Este primul pen făcut de cei de la Spectra, un pen care a fost așteptat de foarte, foarte mulți dintre voi, care a fost foarte lăudat și este în continuare. Deci așa avem cutia. Este făcută în America. Aici avem manualul de utilizare, certificat de autenticitate. Aici avem un imbus și o gumă. Și aici avem și o camă de 3,7. Și înăuntru, în mașină, avem cama de 3,2. Și așa arată mașina. Aceasta este pen negru. Este un pen foarte, foarte, foarte futuristic, să spun așa. Are un design foarte bun, foarte plăcut, da? Așa arată în mână. Design confortabil, ergonomic și ușor, permite o manevrabilitate optimă. Stroke-ul interschimbabil, se potrivește diferitelor stiluri de tatuat. Sistemul de rachetare securizat permite artiștilor să blocheze setările pentru adâncimea acului. Carcasa este fără sudură, este și autoclavabilă, se poate pune în autoclavă fără nicio problemă. Este cuprindere telescopică și este compatibilă cu toate acele cartuși. Da? Putem pune orice ac cartuș. Iar e un sistem foarte, foarte revoluționat, pot să-i spun așa, Give Dial, cum îi spun cei de la Spectra, permite reglarea de la hard la soft a ajustarea acului. Motorul este de 6W, deci este un motor foarte puternic, nu multe mașini au motorul de 6W, majoritatea au de la 3 la 4,5 sunt cele mai uzuale, 4,5 este motorul cel mai uzual, 5 după aia vin 6 care au câteva mașini au motor de 6W. Sistemul Motorbolt este primul motor special conceput pentru a satisface cerințele tatuajului. Avem stroke-urile de la 3,2 și 3,7 ajustabile. Și mai exact avem așa, putem să-i dăm de aici, să reglăm stroke-ul de la 3,2 la 3,7 și dacă îndepărtăm, avem aici give-ul, care pur și simplu hard și soft. Putem să-l dăm pe hard sau pe soft, da? Vedeți cum se mișcă? Acum îl dăm pe hard, l-am reglat, gata, este pe hard și pur și simplu acum îl dăm pe soft, înapoi, ne arată săgeata S și o dăm până în capăt și acum este pe soft. Am pus mânerul la loc și așa se reglează de la bun început, fiecare depinde cu ce sunteți obișnuit mai mult. Cu un give mai moale sau cu un give mai tare, hard sau soft. Ei o numesc Give Dial. Adică ca și formarea cum se erau pe vremuri aparatele telefonice sau telefoanele, știi, cu dial. Aceasta ar fi mașina de la Spectra, mai exact Spectra Xion, un pen revoluționar, primul pen de la Xion, foarte, foarte compact, puternic și robust. Este foarte, foarte compact și sincer are un design așa mai revoluționar și mai ieșit din comun, ca o lacrimă așa care curge. Eu sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!